Pe 17 septembrie 1986, cu stadionul din regie plin până la refuz, studenții câștigă cu 1-0. Ziarul Sportul descrie incursiunea vedetei din regie. Hagi a făcut o cursă în stilul lui de la centrul terenului în diagonală și de la 17-18 metri frontal a șutat năpraznic și a înscris. La această fază, Hagi a fost adevăratul Hagi, de neoprit de către tenacii săi adversari care îi făcuseră până atunci un marcaj neașteptat de sever.